Așa cum le spuneam și elevilor, citind în presa județeană o informație, de fapt un articol destul de complex, despre prezența domnișoarei Claire Hunger, o tânără americană de numai 22 de ani, absolventă a universității, una dintre celebrele universități americane, Virginia, din Charlottesville, statul Virginia, care, beneficiară a unei burse Fulbright din toamnă, a venit la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Limbi Moderne, specializarea limbă engleză, pentru a ține o serie de cursuri cu specific legat de cultura și civilizația americană, public speaking, a relaționa, interacționa cu studenții români de la Facultatea de Specializare de Limbă Engleză. Mi s-a părut foarte inedit, foarte interesant și am crezut că este oportun, măcar în a încerca să o aducem și la noi la liceu pentru a interacționa cu parte dintre elevii noștri, de altfel elevi de o valoare deosebită din punct de vedere al studiului limbii engleze, una dintre disciplinele la care obținem rezultate deosebite, pe lângă rezultatele de la olimpiade și concursuri școlare, câteva sute de elevi, dacă luăm per ansamblu pe întreg ciclul liceal, dintre elevii noștri sunt deținători ai atestatelor și certificatelor Cambridge. De asemenea, avem numai puțin de 8 clase care din cele 29 care studiază intensiv limba engleză, astfel încât elevii sunt la un nivel destul de avansat din acest punct de vedere. Cu atât mai mult cu cât în școală funcționează și un club de dezbateri, iar domnișoara Claire Hunger este specializată pe debate, dezbateri publice. Mărturisesc că am avut și o conversație în acest sens legat de situația și evoluția politică a Statelor Unite de-a lungul timpului și are și anumite afinități în acest punct de vedere, fără a dezvolta. Prin urmare, am considerat că este util, oportun să, măcar să încerc să creez o activitate în care elevii să o cunoască și să discute, să relaționeze interactiv cu domnișoara. A fost... Inclusiv, pentru că sunt diferențe, tocmai vorbeam cu doamna profesoară pe drumul spre Suceava când am mers să o aducem despre diferențele dintre ceea ce înseamnă engleză literară, engleza vorbită, colocvială, engleza americană, diversele forme de accent ale și inclusiv ale englezei americane în diferite teritorii ale vastului stat nord-american. Domnișoara a fost extrem de receptivă prin intermediul unei foste eleve studente care a făcut diverse cursuri la Universitatea Suceava. Am reușit să intrăm în legătură și să răspundă imediat să fie de acord cu propunerea noastră, astfel încât am stabilit ca în această zi, care întâmplător este penultima zi a dumneei la Suceava, să vină să discute, să împărtășească din experiența ei elevilor noștri interesați să audă un vorbitor nativ de engleză americană, să interacționeze cu un american în fond, pentru că printre cursurile sau disciplinele opționale care se studiază la noi în liceu este și cursul de cultură și civilizație engleză și americană. Astfel încât e cu totul altceva când ideile vin din partea unui vorbitor nativ, percepția este unui american propriu-zis. Așa cum vă spuneam, tot drumul am vorbit despre cum percepe restul lumii despre America și chiar dacă are numai 22 de ani, este proaspăt absolventă de studii superioare, are o cultură generală foarte bogată, foarte consistentă, inclusiv istorică. Chiar am ajuns la concluzia că președintele american favorit al ei, Abraham Lincoln, este, sau a fost, mai bine spus, contemporan cu momentul în care clădirea liceului nostru a fost realizată în 1863, printre altele, și a rămas chiar impresionată că este, iată, o clădire atât de veche de un secol și jumătate. În acest moment se desfășoară așadar activitatea. Suntem și noi foarte interesați și curioși și sperăm că elevii, circa 100 de elevi care au fost selectați de către doamnele profesoare de la Catedra de Limba Engleză pe baza interesului elevilor, dar și al nivelului de pregătire, pentru că întreaga discuție se va desfășura în limba engleză și chiar doamnele profesoare îmi spuneau că și pentru ele, în momentul în care ascultă engleza americană, trebuie să gândească puțin anumite expresii, anumite cuvinte și o exprimare foarte rapidă ar putea să le pună și pe dumnealor în încurcătură. Sperăm că va fi o experiență utilă pentru elevii noștri, că vor valoriza, vor valorifica
această inedită întâlnire cu domnișoara Claire Hunger și iată face parte din suita de activități extrașcolare pe care noi o furnizăm în ofertă educațională elevilor noștri pentru a depăși formalul, ceea ce programele și școlare, planurile cadru oferă elevilor. Noi venim cu oferta suplimentară de activități non-formale, informale, cu atât mai mult cu cât le spuneam și elevilor, domnișoara ne-a spus în mașină că în Statele Unite a fost adepta homeschooling-ului și a finalizat, a urmat studiile medii, studiind efectiv acasă și susținând la momentul în care a vrut să meargă la facultate un examen standard test pe care îl susțin toți elevii absolvenți ai oricăror școli din Statele Unite și care le conferă dreptul de a susține examen de admitere la universitate. Ar putea fi echivalentul examenului de bacalaureat de la noi. Iată că domnișoara are cu siguranță experiențe interesante, inedite, pe care să le povestească elevilor noștri, cu atât mai mult cu cât sunt mulți interesați de a studia în străinătate, de a aplica pentru diverse forme de burse în străinătate, inclusiv burse Fulbright, așa cum beneficiază domnișoara de astfel de bursă în România.